Titlul declarației mele politice este Cei trei călăreți ai Apocalipsei românești. România este ținută captivă de către vechea clasă politică, incompetentă, incapabilă de empatie și rău intenționată, un lucru periculos pentru viitorul țării. Peste trei decenii de politici axate pe favoritism au dus la o dezvoltare inegală, se dau bani doar dacă partidul tău e la putere. Pârghiile guvernamentale sunt folosite pentru a câștiga curse interne în partid, pentru a mulțumi clientela, pentru a știrbi dinții presei și așa mai departe. Chestiuni care într-un stat normal ar trebui să revolte, la noi au devenit normalitate, iar instituțiile care ar trebui să prevină asemenea fapte sunt slabe, înțesate de oamenii sistemului și, drept urmare, incapabile să reacționeze eficient. Fondul de rezervă, care este acolo pentru situații de criză, pentru situații excepționale, este folosit ca o pușculiță pentru satisfacerea primarilor aflați de partea puterii. Premierii PNL și PSD s-au folosit mereu de acest fond pentru a-și pune în aplicare planurile, iar în ceea ce privește urgența, mai mereu se întâmplă ca aceasta să fie doar la primăriile puterii. Peste 1 miliard de lei tocmai au fost alocați primăriilor celor trei călărețe Apocalipsei românești, PSD, PNL și UDMR. Cele trei formațiuni aducătoare de promisiuni deșarte care se traduc în neperformanță, umilință și sărăcie. Anii de faulturi la adresa primăriilor opoziției, zeci, sute de proiecte sabotate, întârziate, doar pentru a șantaja politic și a câștiga cinic voturi cu prețul subdezvoltării. Practici de oameni mici, a căror unică strategie a fost mereu să pună stăpânire pe toate mecanismele puterii, prin politizarea tuturor instituțiilor pentru a-și împărți banii publici spre propria îmbogățire. Asistăm de trei decenii cum liderii partidelor vechi și cei din jurul lor se îmbogățesc peste măsură, în timp ce populația rămâne atât de în urmă încât circa 5 milioane de compatrioți și-au luat lumea în cap. Peste 30 de ani de favoritisme care se traduc în generalizarea practicilor nesănătoase, precum mita, de care este atât de greu să scăpăm. Peștele de la cap se împute, așa spune o vorbă din popor, că tot le place celor din PSD și PNL să se dea cu poporul. Iar pe logica asta ne dăm seama că aici sus miroase urât, domnilor. A lăcomia, impostura, a bătaie de joc la adresa tuturor românilor de bun simț.